În declarația pe propria răspundere, părinții trebuiau să își asume riscul producerii unor cutremure și să declare că nu au cu cine lăsa copilul acasă, însă documentul a fost ulterior retras. Conform datelor comunicate de Prefectura Gorj, o echipă a Inspectoratului Școlar Județean s-a deplasat la grădinița cu program prelungit Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, după ce în spațiul public a apărut informația că grădinița le propunea părinților astfel de declarații pe propria răspundere. Din discuțiile purtate cu membrii Consiliului de Administrație și cu directorul unității, a reieșit că la data amintită a fost trimisă părinților urmând să fie completată o declarație pe propria răspundere, prin care părinților aparținători legali li se aducea la cunoștință riscul producerii unor evenimente seismice, aspect ce trebuia asumat prin semnătură de către aceștia, a transmis prefectura. Potrivit prefecturii, actul fusese supus aprobării în CA, dar a fost retras ulterior, iar în acest moment nu există un act similar care să poată îngrădi accesul preșcolarilor și antepreșcolarilor la educație. Prin semnarea acelui document, părinții trebuiau să își asume faptul că nu au cu cine să își lase copiii acasă și faptul că sunt conștienți de riscurile la care sunt expuși copiii în caz de cutremure, dată fiind situația seismologică actuală din zonă. Relatează mesajul.ro.